Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată că ne apropiem cu pași vertiginori de începutul noului an de învățământ, prilej minunat de a afla cum sunt pregătite școlile pentru acest nou început. Evident că am început această trecere în revistă a ceea ce înseamnă viitorul an școlar și cum este pregătit cu ceea ce se întâmplă la Colegiul Național Roman Vodă, pentru că anul școlar 2016-2017 reprezintă pentru acest prestigios liceu romașcan și nemțean bucuria de a se muta într-un corp în sfârșit reabilitat. Am invitat-o la această discuție pe doamna director Mihaela Tanovici, directorul Colegiului Național Roman Vodă. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24. Doamna director, iată că spuneam că în sfârșit lupta de ani și ani de zile pentru reabilitarea corpului B al colegiului este un vis, pentru că așa împlinit. Vedeam în ultima perioadă împlinit, exact, a devenit realitate nesperat, pentru că vă spuneam deja de atâta timp nu mai speram într-o minune, iată că minunea se întâmplă și vom intra, așa cum ați spus și dumneavoastră, sperăm cu ajutorul Dumnezeu să vom intra în o casă nouă, cu clase reabilitate și energetic, termic, cu mobilier și aici o să avem o discuție mai bun sau mai puțin bun, dar cu dorința elevilor de a lucra într-un singur schimb, pentru că asta a fost problema cea mai mare pe care am avut-o în ultima perioadă, cu niște săli spațioase, sperăm noi și dotate, cu care după aceea să putem defila la concursurile școlare și să obținem rezultate foarte bune. Auzeam dimineață la un post local de televiziune o discuție pe marginea acestui proiect. Eu am impresia că este vorba un pic de necunoștință de cauză, pentru că spunea, domnule, cum este posibil ca un proiect european să nu fi prevăzut cu fonduri europene, să nu fi prevăzut și bani și fonduri pentru dotarea cu mobilier școlar. Și ei aduceau aici acuzații privind întârzierile foarte mari care au presupus corecții, ceea ce a trebuit după aia să se ajusteze din fonduri. Avea dreptate jurnalistul respectiv? Eu zic că nu, pentru că dacă ne gândim la corpul A, într-adevăr corpul A a fost pe fonduri europene și știți foarte bine că reabilitarea a însemnat, a adus și mobilier nou. Din coace, proiectul când a pornit a fost un proiect realizat la nivel național. Ministerul Învățământului a fost cel care s-a implicat și știți foarte bine când e vorba de fonduri naționale, deci mai greu, aici nu este vorba de fonduri europene. Nu era un proiect european. După aceea, așa cum știți, doar cu efortul primăriei Roman, prin intervențiile pe care le-a avut și domnul primar, s-a reușit revenirea pe baza unui proiect cu care să putem realiza reabilitarea. Nu era obligatoriu. Deci în proiect am văzut și eu proiectul, clar, nu apărea mobilier. Sumele sunt foarte mari, cele pe care știți foarte bine s-au investit acolo. Nu s-a datorat neapărat, întârzierile nu s-au datorat neapărat numai constructorilor. Au apărut și niște probleme de tehnice deosebite, da, am exact. S-a descoperit că un sol poros care, bineînțeles, putea la un moment dat, Doamne ferește, de un cutremur să creeze probleme. Și atunci nu se putea face o clădire nouă, reabilitată, pe un teren de asemenea natură și din acest motiv a trebuit și normal să fie investiți noi bani pentru reabilitare. Și am înțeles că aceste fonduri au venit de la bugetul local. La bugetul local, Consiliul Local. Exact, și mulțumesc colegilor mei din Consiliul Local pentru că au înțeles necesitatea alocării acestor bani, pentru că lucrarea ar fi stagnat. Asta este foarte clar, nu se putea rămâne la mijloc de drum, mai ales că, așa cum spuneam și domnul primar, își dorea foarte mult ca această clădire să fie finalizată.
Oricum a ieșit acolo o bijuterie și sâmbătă, întâmplător sau nu, poate Dumnezeu le așează într-un fel sau altul, iată că a avut loc întâlnirea ultimei generații care a de doamne, care au terminat în 1957 acest liceu. Efectiv, vă spun că m-a impresionat reacția pe care acestea au văzut-o. Știți că de la o anumită vârstă încolo, omul este ceva mai sensibil, lacrimează mai ușor. Le-am văzut cu lacrimi în ochi pentru ceea ce... Și în discuția pe care am purtat-o ca și jurnalist, am adus în discuție ideea aceasta că ar trebui și noi, absolvenții, cei care am terminat acolo, care am avut tangență cu liceul Roman Vodă, de altfel nu cred că există romașcan, să nu zic mai mult, dar romașcan care să nu aibă o legătură prin el, prin copiii lui, prin nepoții lui și așa mai departe cu acest liceu. Oricare, în orice familie din Roman a existat cineva cu legătură cu acest liceu. Acum, legat și de acest lucru, chiar azi am avut o discuție cu cineva și îmi spunea că apare o anumită reticență din partea celor care au absolvit liceul Roman Vodă. Pentru că, așa cum știți, din 1921 vorbim pentru corpul B, care acum aparține Colegiul Național Roman Vodă, de liceul Sturza Cantacuzino. Iar în condițiile în care noi am apelat, era o părere, dar nu cred că, într-adevăr, toată lumea ar gândi așa. Am apelat la foștii absolvenți roman-vodiști din liceul Roman Vodă. Aceștia n-ar fi atât de... nu ar dori să se implice în această campanie de colectare de fonduri. Eu nu cred, pentru că, așa cum ați spus, cuvântul roman-vodist înseamnă, până la urmă, nu numai corpul A de clădire cu absolvenții de acolo, ci înseamnă, și asta a reprezentat o perioadă mare de timp, și absolvenții din corpul B. Și mai înseamnă încă ceva și cei care au învățat acolo școală generală, cum e situația mea. Deci eu am fost eleva școlii numărul 7 care, după înființarea liceului Roman Vodă, era o vreme prin anii 60 și când în Roman era un singur liceu, era vorba de liceul Roman Vodă. Restul erau transformate în școală generală. Eu am, acolo a funcționat școala generală numărul 7 și acolo eu am învățat tot ciclul gimnazial de acolo. Iată că și o altfel de legătură cu acest corp. Probabil că v-a povestit astăzi doamna Jora despre această întâlnire emoționantă și despre inițiativa acestor doamne de a contribui din mica lor pensie. Am înțeles că doamnele acestea au pensii undeva până prin 10 milioane maxim. Maxim. Dom'le, nu știu cât s-a strâns, doamna Jora știe, în jur de un milion și ceva, sunt, dar dumneavoastră am înțeles că mai aveți demarat o acțiune. Noi am, pentru că avem și un grup atât pe Facebook, pe site-ul școlii, am demarat acțiunea de strângere de fonduri. Am oferit chiar și un cont în care cei care doresc să se implice vor putea să depună sume de bani. Am primit și un telefon din partea protopopiatului, de exemplu, care, la fel, părintele protopop spunea că și-ar dori să ne sprijine. A fost elev? Nu știu, chiar uitați că nici nu l-am întrebat, chiar nu știu, dar a spus că și-ar dori să investească, pentru că e vorba de învățământ. Ei tot timpul au fost cei care au sprijinit învățământ, fie prin premierele care le-au făcut, și știți foarte bine acest lucru, sau prin burse pe care le-au mai dat copiilor, și și-ar dori și acum acest lucru. Legați probabil de școală sunt, pentru că au copii, cei care sunt în această zonă, dar și eu cred că mai sunt mulți dintre foștii noștri elevi care și-ar dori să ne sprijine. Bun, și în contul respectiv, dumneavoastră, după demersurile pe care le-ați făcut pe contul de Facebook... Nu știu, că abia ai făcut de vreo 3 zile, chiar nu am
Așa, și inițiativa acestor doamne a apărut vineri, la întâlnirea din vineri. Haideți să vedem că le-am promis un sprijin și le-am promis că vom prelua acest subiect. Cum am putea gândi această subscripție publică prin crearea, unul din mijloace este, iată, și această emisiune pe care o vom difuza și pe Facebook și pe toate grupurile acestea, dar să vedem concret de ce ar fi nevoie acolo, o contribuție cât de mică. Doamnele respective și-au făcut socoteala că dacă fiecare elev din colegiu, cât aveți? Ei sunt 1480. Ar fi antrenați în această acțiune de voluntariat, de predare. Știu însă că aici ar interveni un pic în contradicție cu prevederile. E o problemă delicată. Voluntariat înseamnă într-adevăr să-i aducem, să ne ajute, să zicem, să mai reabilităm, să mai să facem curat în clasă. Să zicem că asta ar fi voluntariat, dar nu de a oferi sume de bani. Pentru că există, și știți foarte bine, prin regulamentul școlar, interdicția de a cere sume de bani, acel fond al clasei, al școlii, spuneți cum doriți, doar prin intermediul asociației părinților, dar asta ar însemna să pornească inițiativa din partea asociației. Probabil lucrurile vor demara și aici, în momentul în care va începe școala. Da, pe el asta mă gândeam eu, ei fiind tineri aceștia ar putea fi antrenați cu momente artistice, cu foști absolvenți, da, cu, asta, da, cu un bal de caritate. Este greu, eu am experiența acestor baluri de caritate, este foarte greu de pregătit un asemenea moment, dar nu e imposibil. Și atunci o să apelăm la dumneavoastră. Să o să vă ajut și cu draftul de proiect și sunt sigur că însă și tinerii se vor implica cu mare, mare entuziasm. Vor trebui găsite contactele foștilor absolvenți. Copiii noștri talentați, da, care s-au afirmat în concursuri. Da, dar nu vorbeam de asta, contactele cu foștii absolvenți cărora să li se trimite acest apel public, această petiție online de... Noi v-am trimite și pe mail, dar v-am spus, mulți dintre ei se uită pe site-ul școlii. Avem un grup, așa cum vă spuneam, pe Facebook, a romanvodiștilor actuali și foști romanvodiști. Văd. Cât deci este informația circulă. Cât este de numeros acest? Chiar nu îl administrează domnul Moldovanu. N-am idee, dar să știți că e destul de mare ca număr. Și chiar trimit tot felul de mesaje, ne apreciază pentru anumite lucruri pe care le-am făcut, ne dau sugestii, contează foarte mult și acest lucru. Păi, concret discutăm, sunt 10 clase, cum spune, pe care le face bugetul local, deci total acolo câte clase sunt? Dacă luăm, că sunt și câteva săli mai micuțe, 25 de săli ar fi. 25 de săli, din 10 le face primăria, mai rămân, spunea domnul primar, încă 6. Noi mai avem mobilier care poate fi folosit, chiar dacă nu este acum prelucrat, dar el a fost folosit în corpul de un an, doi, deci mobilier pe care noi îl putem muta în partea. Așa, pentru 6 clase, da, și atunci ar rămâne efectiv câte clase de mobilier? Deci dacă 16 până 25, 9 săli ar fi. 9 săli de clasă. Bine, astea nu neapărat să zicem. Bine, că noi mai avem, v-am spus, noi mai avem și mobilierul care l-am păstrat, că nu l-am aruncat în momentul în care am ieșit de tot din corpul B. Dar pentru o casă nouă, știți cum e, nu dă bine, pentru că, într-adevăr, nu mai sunt mesele așa cum ar trebui, scaunele la fel. Vreau să spun că atunci, după ce am discutat cu doamnele respective, am luat legătura și cu inspectorul școlar general, care a fost profesor la Colegiul Național. Și el a fost chiar la, știu eu, liceul 2, deci a învățat în corpul B, la Sturza Cantacuzino. A, înseamnă că de aceasta s-a oferit dumnealui, da, să fie, da, unul dintre primii... Da, ne va sprijini și dânsul cu siguranță. Nu, primii care să contribuie financiar, personal, să contribuie... Da, dați o veste bună. Și financiar. Cred că va fi și un model pentru alții, sper. Da, categoric. Zic eu că într-o lună, o lună și ceva ar putea fi pregătit acest
val de caritate, mai este mai greu, este un pic cu dumneavoastră, ați avut sugestia când v-am sugerat acest lucru, să fie amplasat un cort, ați spus dumneavoastră, de evenimente undeva în spate. Eu n-am apucat încă să văd clădirea, adică din față, în spate acolo este o... Nu, eu mă gândeam, dacă ați intrat în, prin față la corpul B, scările alea sunt extraordinare, exact ca într-un palat, palatul Cuza sau eu știu, altul. Deci vorbiți de partea din față. Eu mă gândeam chiar în față, chiar în interior. În interiorul clădirii s-ar putea face... Da, este sub forma unui... sunt formă de... cum este acolo? Este, se urcă pe trepte, este un hol foarte mare, după care sunt scările care urcă la etajul 2, dar nu niște scări de astea, cum avem în corpul A. De multe ori am spus că arhitectura e total diferită și, și deosebită față de corpul A. Arată, așa cum vă spuneam, ca un castel. E bun, și unde ar putea fi amplasat cortul? Acolo am, dar nu cort, nu să aducem neapărat un cort. Ah. Chiar în interiorul clădirii să facem. Să mare rost cortul de adus. Da. Că atunci acolo. Nu ne-am mai complicat cu un cort care ar presupun bani și mai multe lucruri. Nu, bine, asta s-ar face prin sponsorizări. Mai rămâne numărul de persoane de stabil, da, numărul, da, de persoane, da. Ceva cheltuiel pentru trimis invitații, de stabilit lista, exact. Este un pic. Dar eu dacă mă gândeam ca să-l transformăm ca și un eveniment, am văzut recent acolo la Dorna, la Vatra Dornei, unde a fost nepoata mea, Milena, la un festival de artă urbană. Ar putea fi adaptat acest proiect acolo, în sensul că fiind implicați și elevii liceului și aceasta, se pot face standuri cu degustări în curtea colegiului Ramon Vod. Adică, deci trebuie pregătit în timp, da, și trebuie legal. Pregătit asta din clar. Timp. Da. Despre momentele artistice nici nu-mi pun problema că acestea vor fi. Eu cred că apelând și chiar majoritatea oamenilor de afaceri din Roman, că nu-i nevoie să fie numai din Roman, putem apela și la Camera de Comerț și Industrie, putem apela la foarte, foarte multe locuri. Mi se pare că oricât și dacă se obțin, de regulă eu când organizam asemenea evenimente, când eram la postul televiziunii Rom TV, am făcut niște valuri de caritate, se putea câștiga cam în jur, dintr-un asemenea eveniment, în jur de cam o clasă ar putea fi. Da, da. Dar contează, știți cum contează. Era ideea aia cu un leu pentru Ateneu. Contează fiecare bănuț care se adună. Asta este. Bun, dar eu mă gândesc aici că n-ar fi neapărat nevoie, nu s-ar putea problema numai de bani, ci s-ar putea invita și producători de mobilă. Avem încă Mobilex-ul, avem Roman, sunt cel puțin câteva de aceste societăți comerciale, ne vom sprijine, vom solicita sprijinul Camerei de Comerț și Industrie pentru a ne da toți producătorii de mobilă din județ, care bun, vom vedea pe parcurs ce se poate. Deci ziceți că putem considera de astăzi ca și proiectul pornit cât de cât, avem sprijinul primăriei, avem sprijinul inspectoratului școlar, care este foarte important, cu entuziasm și muncă. Din partea dumneavoastră, în primul rând, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Bine, o fac și ca roman vodistă și v-am zis că chiar am învățat în corpul acela de clădire în clasele de gimnaziu. Haideți să ne întoarcem la ceea ce reprezintă Colegiul Național Roman Vod pentru roman și romașcani. De fapt, ce a însemnat anul școlar trecut ca și rezultate pentru această prestigioasă instituție de învățământ? Eu vă spuneam și la început, chiar am avut emoții la deschiderea anului școlar. Mă gândeam cu groază că va fi un an greu. Faptul că lucram în schimburi, că pauza era doar de 5 minute în care
atât elevii care aveau nevoie de o pauză pentru odihnă, cât și colegii noștri care schimbau corpurile de clădire, mă gândeam că rezultatele nu vor mai fi cele pe care le-am avut an de an. Chiar mă gândeam la câteva surprize negative, să le spunem. Nu s-a întâmplat așa, slavă Domnului. Asta înseamnă că toți cei angrenați, și aici mă refer și la elevi și la colegii mei și părinți, au înțeles că trebuie să se mobilizeze mult mai mult și să dea tot ceea ce pot ei. Rezultatele au fost frumoase. Dacă mă gândesc la procente, la clasa 8-a, de exemplu, așa cum știți, singura medie de 10 care s-a luat în județ a fost a unei eleve de la noi, Miruna, iar din elevii Miruna care... Și mai cum? Ignat, Miruna Ignat. Și la admitere asta. La admitere la clasa 8-a. Un singur elev am avut... cu o medie sub 5, nici n-am intrat de altfel după aceea la noi prin repartiția computerizată. De altfel, el în cei 4 ani de zile nu a avut medii și noi chiar am consiliat părinții și au dorit să rămână în continuare copilul la noi, dar în rest, majoritatea copiilor au avut note foarte bune și majoritatea au rămas la Roman Vod. Avem câțiva intrați copii care ne fac cinste acolo unde sunt, la Liceul de Informatică de la București, elevul Ghiță, care știți că a fost olimpic permanent și a intrat în grupa aia de performanță. Foarte greu să intră acolo în funcție de testările care se dau și rezultatele de la olimpiadele școlare. De asemenea, elevul Bursuc, Tudor, a intrat la național. Ei probabil s-au gândit în perspectivă la fel, Liceul Național din Iași. Din Iași, da, tot în ideea de a face performanță. Au mers către centrele universitare, am spus cu ideea că probabil acolo se vor putea mobiliza mai mult. Iar cei care au rămas la noi, așa cum vă spuneam, au avut rezultate foarte bune. Cu câte clase noi la clasa 9 vom avea 9 clase. Este planul școlarizare pe care ne l-am propus de câțiva ani încoace. 3 clase sunt de matematică informatică, din care 2 intensiv, una neintensiv. Avem 2 clase de științe ale naturii, asta pe reală. Pe umană avem 2 clase de filologie și 2 de științe sociale. De altfel, cred că este singurul liceu în care, nu știu dacă e chiar singurul, dar printre puține licee care nu își pune problema că nu va realiza planul de școlarizare. Bine, da, asta este clar. Concurența este foarte mare și acum este perioada de transferuri. Avem o groază de transferuri pe care nu le vom putea. Transferuri cum? De la alte licee către noi. Dar știu că nu erau admise la clasa 9. Nu la 9, vorbeam în general pentru clasele. Nu. La 9 sunt doar acele situații speciale aprobate de către inspectora. Nu aveam voie pentru că... Au existat o singură speciale. Situație. Am avut un geam în care, într-adevăr, conform regulamentul, a ajuns tot la noi la liceu anul acesta. Dar, așa cum spuneam, într-adevăr, suntem beneficiari sau suntem bucuroși că avem copii foarte buni care vin spre Roman Vodă, iarăși ca un element de comparație, pentru că tot timpul ne comparăm cu liceile de elită din Piatra, Stratunga și Petru Rareș. La matematică informatică, media ultimului intrat la noi, nu mai rețin exact ca să nu fac vreo greșeală, dar media ultimului intrat la noi la matematică informatică este mai mare decât cea a elevului intrat ultimul la Petru Rareș, în condițiile în care ei au 2 clase de matematică info, noi avem 3 clase. Ne-a bucurat lucrul ăsta. Înseamnă că, într-adevăr, vin copii foarte buni. Asta este și o responsabilitate din partea noastră, având material, copii foarte buni și noi trebuie să, noi profesorii să... Tacheta este foarte sus. Exact. Și pretențiile sunt foarte mari. O tensiune internă permanentă în rândul colectivului. Asta la clasa 8, iar la bacalaureat, la fel, copiii noștri s-au mobilizat, obținut rezultate foarte bune. Din seria aceasta, curentă, n-am avut decât un singur copil care nu a luat bacalaureatul. Sperăm că acum în cea de-a doua sesiune să se nu s-a încheiat asta. Încă, s-a încheiat vineri, a fost ultima probă, dar e perioada așa. Și la fetița respectivă din media nu a ajutat-o pentru că a avut 5 și ceva. Deci avea note peste 5 la cele 3 obiecte. Deci iarăși putem spune ca procent că stăm foarte bine și pentru cei care termină clasa 12-a. Avem, așa cum știți, am dat admitere și pentru clasa 5-a, avem cea de-a doua clasă, pe lângă clasa noastră,
și o clasă nou formată cu elevi din oraș, care la fel au luat rezultate foarte bune și subiectele nu au fost deloc ușoare. Și începem, așa cum am spus, cu speranța că mai ales, iată, vom avea un alt program de lucru, vom avea o nouă clădire, vom obține rezultate și mai bune. Acum, câte clase vor învăța după anul trecut? Ați învățat în două schimburi. Câte clase în corpul A, B și D? Deci, în anul trecut, în schimbul 2, rămăseseră clasele de a 10-a, asta însemnând 9 clase. Ceea ce ne-am gândit noi acum, am dorit să ducem toate clasele de liceu pe corpul A și B, în corpul D să-mi rămână doar primarul și gimnazialul. Numai că este o hotărâre pe moment, până în momentul în care, așa cum spuneam, vor fi făcute și laboratoare. Și atunci o să vedem o nouă configurare a claselor. Dar deocamdată, pentru că nu avem laboratoare amenajate în corpul B, ne-am gândit și acolo, mai ales pe partea de uman, să realizăm câteva cabinete, atunci vom duce tot clase. Mi se pare normal decât să stea în sălile mici din corpul D, să-i aducem în corpul B. Și cum am făcut noi o simulare, ar intra toate clasele de liceu, pe corpul A și corpul B. Bun, ce vă reține să organizați aceste laboratoare? Lipsa aparaturii? Exact. Dar cam ce laboratoare, la ce laboratoare v-ați gândit? Păi, în general, pe partea de profil uman nu avem nimic. Nu avem cabinet. Laborator de lingvistică? Nu avem fonic, nu avem de istorie, de română, nu avem de geografie. Deci pe partea asta nu avem. Eu vă spun ce avem în momentul ăsta pentru corpul A. Avem laboratoarele de informatică, două de fizică, unul de chimie, unul de biologie și cam atât. Astea, dar sunt pe partea de real și ne-ar trebui, pentru că e vorba și de hărți, atlas, eu deja vorbesc din zona mea și știu foarte bine cu cine confruntăm, dar și la celelalte, și la română. Una este când ai toate materialele acolo, poți prezenta copiilor un film, eu știu, pe o anumită temă sau eu știu, sunt lucruri pe care le poți face, dar să ai la îndemână toate materialele. Spuneți-mi, în acest sens nu mai există proiecte europene care pot fi... Vom aplica, vom încerca să aplicăm și pentru un proiect european, de asemenea natură, până acum nu aveam cum să aplicăm pentru că nu aveam locația. Noi trebuia să dovedim că avem și locație și nu avem... Dar există? Există că nu există, mai știu acum pentru... Noi am merge pe ideea de formare, de educație și atunci am putea aplica și pe lucruri de genul ăsta. Și o vom face. Sperăm că vom și câștiga. Înainte, mai ales cabinetele, eu mă refer la română, unde e domeniul meu, se puteau realiza de către profesorii de limbă și literatură. Din câți profesori se formată catedra? 8. Din 8 profesori și credeți că mobilizându-și eforturile aceștia... Cu siguranță vor face. Dar fiecare dintre noi deja avem materiale, dar v-am spus, este foarte greu. Le ținem în cancelare, avem dulăpioare sau, eu știu, la bibliotecă. Este vorba și de mobilier, este vorba după aceea... Bine, la română, de exemplu, sau istorie, geografie, nu știu dacă e chiar atât de complicat legat de mobilier. E aproape de ceea ce avem nevoie de mobilier și pentru ele în săl de clasă. Mai complicat va fi la, dacă mai facem acolo un, să zicem, telefonice, laboratoarele fonice alea complicate. Da, sau dacă mai facem unul de chimie sau de biologie, acolo e vorba de cuvete, sunt mai multe, gaz și toate celelalte. Pe când asta, pentru ce vă spuneam eu, română, istorie, nu cred că ar fi așa de complicat. Da, intenționat să faceți cabinet de istorie acolo? Mi-aș dori, pentru că funcția asta de director, știți cum e, efemeră, azi este, mâine nu mai este profesor. Și eu sper să fiu de istorie, ca... cât suntem, stați, deci colegi, 4 suntem, mai e un coleg care pe orele mele rezervate, atâta timp cât mai sunt ca titular, numai 3 titular, da, nu este... Da, și o catedră foarte bună, care chiar și acum și cunoașteți. Aici, la laboratorul de România, mă întorc tot la domeniu, de fapt și la istorie ar merge lucrul acesta. O legătură și un proiect cu editurile din astea v-ar asigura de asemenea... Eu deja am o ofertă de la un fost elev, am fost și dirigentă, chiar m-a vizitat vara asta de la Humanitas și chiar mi-a oferit acest lucru, mi-a spus că mă poate ajuta cu cărți de valoare și Humanitas, într-adevăr, este o editură
recunoscută, pentru că el fiind acolo, tot timpul îi se oferă câteva cărți gratuit. El a spus că cu toată dragostea le-ar da către noi, tocmai în ideea de a ajuta ca biblioteca să se îmbogățească cu cărți de valoare. A fost o propunere a lui pe care, bineînțeles, că am acceptat-o din prima și chiar aștept colaborarea asta, pentru că și eu știu că se va ține de cuvânt. Cabinetului de română. Acolo mai este vorba de panouri care trebuie făcute. Dar asta se pot face. Dacă e vorba de păstrarea stilului clasic, ceea ce înseamnă cabinet de limbă și literatură română. Și spuneți apoi că rămâneți în corpul D doar cu clasele mici. Câte clase mici veți avea anul acesta? Deci am câte două pe nivel, 5 la 10 deja ar însemna primarul și cu încă 18 gimnaziu. Pentru că am câte două. 18 clase de gimnaziu. Și aici din nou aveți mobilier, aveți tot ce vă trebuie? La clasele astea există mobilier nou. Deci ele, clasele astea sunt dotate, nu am absolut nicio problemă. Acum dacă ați venit în corpul D și mâine se poate deschide școala, pentru că într-adevăr totul este pus la punct. Da, ziceți-mi, la corpul D ați spus mobilier nou făcut de părinți? A fost mobilier făcut tot așa, de asociațiile de părinți, ceea ce au realizat cu sponsori. Au ajutat foarte mult. Sunt într-adevăr pe la clasele respective părinți. Este mai simplu la 1-4. Da, și sunt sponsori care... Entuziasmul familiei este cu totul altul. Exact. Față de el scade pe măsură ce... Cu același eu deja, probabil unii nici mai știu, din păcate, nici cine e dirigente la clasă sau... Ăsta este adevărul. Și trist, pentru că au nevoie. Eu lucrez în special cu copiii de liceu. Aici am clasele la care predau și au nevoie și ei, au nevoie de un sfat, de o apropiere, să înțelegi, au drame prin care trec, traume și au nevoie de oameni care se apropie. Bun, îmi spuneți dumneavoastră că la liceu elevii nu mai sunt interesați. Eu nu elevii, zic de părinți. Părinții. Nu elevii. Eu cred că implicarea... Da, ziceți pentru acțiunea de acum. Da, deci acțiunea aceasta de nu e, eu a cred părinților. Că sunt interesați copiii, elevii, pentru că ei am văzut și cum au distribuit informația pe care eu am trimis-o pe Facebook. Au dat și ei. Consiliul elevilor iarăși se implică. Nu spun că nu sunt interesați, dar am spus că nu putem face noi apel la ei pentru a strânge fonduri. La asta m-am referit. Regulamentul școlar. În conferința de presă de astăzi l-am întrebat pe domnul primar referitor la destinația pe care o are acel teren de sport din curtea școlii general numărul 1, vecinii dumneavoastră acolo, care arată destul de prost și domnul primar ne-a dat informația că acolo intenționează să construiască o sală de sport. Nu să n-aveți sală de sport? E vechea sală. Da, este vechea sală care... De acolo nu poate fi folosită, nu? Din câte poate știu, fi folosită, dar știți cum ne asumăm chiar răspunderea de cele mai multe ori. Am înțeles că e risc seismic, nu? Da, și asta, deși a fost la un moment dat, am chemat și au trimis de la primărie, s-au mai rezolvat câteva probleme legate de fisuri, dar avem acele sobe care scapă gaz în continuare și pe care nu le putem folosi iar iarna când este frig, copiii nu pot să-i ducă în sala respectivă. Nu este o sală pentru realizatoarele de sport. Eu, din câte țin minte, este sala în care am învățat și eu, generația 1966, așa, și dumneavoastră probabil o generație în urma acolo mea. S-a făcut altceva decât acoperișul, ce s-a mai reparat, pentru că și ploua de acum înăuntru. Nu, acolo... Dar cum e posibil de atâția ani de zile un colegiu național să nu fi fost în vizorul inspectoratului școlar? Nu știu, și de mai există la colegiul Rareș, la cele din Piatra Neamț, Hogașul și Rareș, au săli de sport? Chiar nu știu să vă spun, că iar o să nu dau vreo informații greșite. Acum și pe mine, dacă mă întreabă cineva, spun că am sală. Acum depinde în ce... cum arată sala aia de sport. Demersuri au fost și nu uitați că domnul Vega, Dumnezeu să-l ierte, domnul director adjunct, a luptat foarte mult să reabiliteze o sală de sport.
nu s-a putut, cel puțin până acum, nu s-a găsit o portiță prin care să se realizeze o nouă sală de sport. Sperăm că acum acest lucru să fie iarăși pus. Și eu sper că domnul primar să reușească și acest demers, pentru că dumnea lui, din câte țin eu minte, a reușit la liceul pe care l-a condus până a ajunge primar. Vorbim de Miron Costin, acolo știm că a fost un proiect și imediat ce a ajuns primar. Eu să vă spun drept, nici n-am mai îndrăznit, și asta e un secret, dar tot timpul am ținut pentru mine în ideea că să merg să mai cer ceva pentru noi, pentru că închipuiți-vă că mandatul ăsta corpoa, ca director, deci mi-a făcut corpoa și n-a însemnat numai reabilitarea lui, după aia m-a mai însemnat multe, multe lucruri ca centrală, termică, centrală, exact. Dar cum de n-a fost prinsă sala de sport în proiectul colegiului? Probabil și aici a fost vorba iarăși de o anumită sumă de bani, nu pot să vă spun pentru că proiectul a fost făcut tot la fel de către primărie, dar probabil există și acolo niște limite financiare, pentru că altfel ne-am uitat și noi, ne confruntăm de multe ori la proiecte. Aplicăm pentru proiecte și ne spune că nu au financiar, nu pot să ne sprijine. Și măi, de mine m-a mirat acum chestiunea aceasta, că ministerul a spus că nu are bani ca să asigure, dar ei aveau înainte aveau un compartiment special pe lângă fiecare inspectorat școlar de dotare cu material didactic, de nu mai. Dar și compartimentele astea sau banii care vin tot de la minister. Dacă ministerul nu le trimite bani, cei de la inspectorat de unde să ne dea? Că nu cred că nu și-ar dori și ei să investească dacă ar avea bani. Exact. Da, spuneți acum legat de acest val care se face cu ritmul acesta, riscul seismic, nu v-ați putea cumva lega de acest lucru? Dacă spuneți că bine, are probleme de bine, dar noi am făcut informări tot timpul, adică nu neapărat că ne punem noi la adăpost, dar noi am informat tot timpul și primăria și inspectoratul legat de acest aici lucru. Aici cred că cel mai mare apel trebuie făcut la ISU. La ISU nu. ISU, dacă vin, ne spun că nu suntem în regulă și ne dau un avertisment sau nu ne pot ajuta ei. Tot dar, noi suntem. Dar dumneavoastră nu folosiți acea sală deloc, nu? O folosim, dar am spus în ce moment o folosim. Doar în perioada cât e vremea bună pentru copii, deci în momentul în care trebuie să folosim și sobele, acolo e pericolul, cel puțin asta zic eu, cel mai mare. Nimeni da. Riscă. Și atunci, dar sunt, este o sală improprie, este clar că trebuie. Și unde se face? Noi mai avem o sală de sport și în corpul D. Și vă spuneam, da, aia nu se cheamă sală de sport în bine, corpul de, dar nu sunt sală. Și asta care este, vă spuneam, este o sală improprie. Nu este eu cunosc că e cea da, în care am învățat da, și da, noi da. Acolo și de când liceul acolo. Domnul primar, l-am întrebat care ar fi intervalul în care ar avea în vedere acest proiect și a spus că ar fi următorii 2 ani. Ei, dacă a spus așa, așa va fi. Vă spun eu că nu promite dacă nu știe că poate să-și realizeze. Discutam, doamna director, despre implicarea elevilor dumneavoastră în ceea ce privește viața școlii. Știm amândouă că recent a apărut un nou statut elaborat, care este o emanație a Consiliului Elevilor. În ce măsură va parvenit acest nou statut și ce veți face concret pentru cunoașterea lui, pentru că dacă nu mă înșel eu, chiar vara asta a apărut documentul. Da, a apărut, ne-a fost transmis de către inspectorat, bineînțeles că apare și pe site-ul ministerului și noi va trebui să-l punem și în aplicare. Asta înseamnă chiar modificarea regulamentului de ordine interioară ca să fie făcute adaptări după noul statut. Ce conține el, de fapt, pe capitole? Deci, în statut, bineînțeles că menționează, în primul rând, că asta ne interesează, obligațiile și drepturile pe care le au elevii. Pentru că ei aici au urmărit să regleze anumite lucruri legate, chiar uitați, și de, vorbeam de transferuri, de măsuri disciplinare atunci, sau abaterile pe care ei le fac și măsurile pe care noi putem să le luăm.
drepturile pe care le au și față sunt de... Sunt mai permisibile. Eu la câteva dintre ele chiar m-aș abține sau, nu știu, de exemplu, folosirea telefonului apare trecut în statut. Că este interzisă. Nu, că este interzisă, pot să aibă telefonul, bineînțeles, acolo apare cu condiția să fie folosit în scopuri didactice. În timpul orelor de curs. În timpul orelor, dar tot în statut apare ceva de genul că nu poți să adresezi mustrare elevului în clasă. Colegii mei își puneau întrebarea în momentul în care prins un elev care nu folosește telefonul, că îi spune doamna profesoară, hai să folosim să vedem, nu știu ce citat. Aplicația. Da, da. Și el folosește de fapt să vorbească cu prietenul de afară. Să dea un SMS sau... Exact. Nu poți să-i confiști, pentru că înainte noi prin regulament asta stabilisem. Luam telefonul, stabilisem noi la directorul adjunct până venea unul din părinți la școală. Îl dădeam înapoi, că doar nu păstram noi, dar măcar venea, părintele era pus pe drumuri, el măcar acasă discuta cu copilul și nu se mai întâmpla, nu se mai repeta. Sau copilul era frică să mai facă, să mai chem iarăși pe părinte să vină la școală. Ori acum nici măcar lucrul ăsta nu mai putem să-l facem. Statutul poate este bun în anumite privințe, dar nu apar acolo și lucrurile care să se întâmple dacă elevul nu respectă și el drepturile, îndatoririle pe care le are. Nu apar asta, doar drepturile pe care le au. Sau umblați un pic și la îndatoririle elevului? La îndatoriri sunt cele pe care le știm, legate să nu facă prozelitism religios, politică în școală, să aducă, eu știu, reviste cu conținut pornografic sau... Sunt lucruri pe care le găseam și în statutul vechi sau în regulamentul de ordine interioară. Acum, iarăși, nu li se poate impune purtarea uniformei. Asta vreau să vă întreb, mi-ați anticipat întrebarea. Da, nu. A lămurit problema aici, trebuie să fie foarte mulțumit domnul Pănai, domnul Panait, mai are elevi la dumneavoastră? Are acum, în clasa 9. În clasa 9? Da, dat admitere și la noi la Științe ale Naturii. Da. Da. Da, apare. Și este clar că acum, apărând negru pe alb acolo, oricine, nu neapărat numai domnul doctor, poate să vină să ne citească articolul respectiv. Bun, asta să nu se impună, dar dacă, ca și până acum, mai ales la clasele mici și bine, asta, colectivele da, de părinți... Dar am spus, să nu se impună și atunci... E de ajuns, cel puțin dacă vorbim de la nivel de liceu, când încercam noi să luăm o hotărâre comună, doar știți foarte bine. Unul singur spune că nu este de acord, este clar că nu putem să mai demarăm acțiunea. Până și ideea de a purta un semn distinctiv, măcar atât vedeam eu ca un lucru bun, un insignă, că nu venea cuvântul acum, pe care să poartă. Bine, dacă nu-l poartă și vine la școală, poți o matricolă, să... Da, ceva da, măcar matricolă, să putem... Uitați, avem exemplu cu corpul B, mai ales că de acum se va da... Nu mai știu care este elevul meu, de câteva ori vă spun drept că m-am mai legat și de elev de la sunt? Sportiv. Câți elevi sunt în Colegiul Național Roman Vodă? 1480, vă spuneam. 1480, da. Foarte mulți. Foarte mulți, dar cred că suntem... dintre licee cu cei mai mulți elevi. Dar dacă aceasta ar porni ca o inițiativă a grupului de părinți, tot nu mai poate fi îndeplinită, de acest insem mic pentru a deosebi, a lămuri părinții, deci că este nevoie de... Și va fi, deci însemnul va trebui să fie, dar am spus, eu nu am pârghiile prin care, ce fac eu cu copilul care nu vine cu însemnul? Spuneți-mi. Cum reacționez? Ca să-l trimit acasă, să-l dau afară? Nu se poate, asta este clar. Ce pârghie am? Nu am nicio pârghie, pentru că statutul, așa cum vă spuneam, prevede doar anumite lucruri, nu și măsurile pe care le-aș putea eu lua ca director sau diriginte profesor la clasa respectivă. Aici e problema, nu neapărat că o poartă sau nu poartă. Nu poți să-l pedepsești acum pe copil, îi pun doi în catalog sau eu știu, nu, Doamne ferește, nu se poate. Deci, dar mi-ar trebui o pârghie acolo care să mă ajute pe mine ca și elevul să știe, măi, nu o port acum, o dată, de două ori, dar se întâmplă ceva. Diferența între el care nu va purta și cel care va purta e aceeași.
Eu aici cred că ar mai trebui completat statutul. Bun, dar acest statut, draftul lui a fost trimis spre dezbatere. A fost trimis ca toate legile. S-au făcut și propuneri, chiar inspectoratul ne-a cerut. Dar statutul ăsta e trecut prin ordin al ministrului. Da, da, deja a devenit. Da, dar prin ordin al ministrului, da. Nu e un act normativ creat de altcineva. Deci prin ordin al ministrului. Așa, și noi ați avut amendamente la draftul păi, inițial? Păi, cred că ceva din genul cu cine am confruntat și... Da, dar nu probabil că dacă... nimeni n-a ținut cont. Eu nu am vrut să spun lucrul ăsta, nu știu. De ce să zic acum? Mai sunt și alte anomalii? Nu, eu aici aș vedea, v-am spus. Ideea de mustrare la clasă, iarăși, mi se pare într-adevăr, pentru că probabil s-au gândit la situațiile care le-am văzut și noi la televizor și cu care clar că nu sunt de acord și le condamn cu acele, nici nu le spun colegii neapărat, care țipau, urlau la copii, jigneau, nu. Dar mustrare poate să însemne și altceva. Deci în momentul în care îl conștientizezi pe elev și poate și reacționează altfel, fiind într-un colectiv. Îl iei deoparte după o oră și spui, n-ai făcut bine... Nu știu cât îi folosește. Dar am spus, trebuie să ne conformăm. Eu nu pot să zic că acum depinde talentul fiecărui profesor, că și la mine nu știu dacă le-am spus vreodată, vedeți, nu aveți telefoane, dar nu le-au folosit copiii niciodată. Cred că trebuie să-i ții tot timpul în priză, să fie atent, să nu se plictisească la da, ore. Și atunci e... nu vor folosi telefoanele. Este particularitatea fiecărui discipline școlare. Păi asta zic și eu. Atunci nu cred că ar fi probleme. Chiar și existența telefonului. Ce proiecte educaționale aveți în derulare din anul anterior și ce proiecte preconizați a realiza? Bine, noi suntem implicați prin elevii noștri cu toate asociațiile de voluntari pe care le avem. Mușatenii, cea puțin vara aceasta, au fost plecați, nu știu dacă au stat 2-3 zile prin Roma și mă refer numai la coordonatorul lor, dar și la elevi, care au făcut și tabere de creație, au fost și pe un șantier arheologic și la un festival medieval, deci au avut activitate. Acum ne pregătim alături de elevii noștri de la PTP, că și ei la fel au activități, va fi o mare conferință, din câte am reținut eu aici la Roma, vor veni foarte mulți reprezentanți din străinătate, iar marea lor, majoritatea elevilor sunt de la Colegiul Național Roman Vodă. Unele dintre activități, de altfel, se vor desfășura în cadrul colegiului. În ce perioadă? Acum în septembrie vin, cred că a doua săptămână din septembrie, dacă am reținut eu bine. Am luat deja legătura cu Andrei Portumian. Săptămâna viitoare. Da, da. Va fi, din câte am înțeles, o activitate extraordinară, pentru că, așa cum v-am zis, vin reprezentați în străinătate, iar copiii noștri sunt implicați. De asemenea, Consiliul Elevilor la fel se va implica în activitățile pe care noi le desfășurăm. De altfel, la început de an, noi ne facem acest program de activități extrașcolare sau și educative. Noi am aplicat și pentru un proiect european. Din păcate, nu a fost să fie eligibil să fie pe lista celor care vor fi finanțate. Tocmai ăsta a fost motivul, ni s-a transmis că n-au sursă de finanțare pentru proiectul respectiv. Era un proiect intercultural. Vom aplica și anul ăsta, noi nu ne lăsăm. Vom aplica până vom câștiga. Am o echipă de proiecte tânără care sper că va face. La un moment dat va reuși să obțină și un proiect european. Ne dorim de mult acest lucru. De asemenea, cei care sunt pe tinerii dezbat, iar și am o echipă puternică pregătită de Sorina Danciu și acum preluată de către Magda Gheargă, care la fel merge la tot felul de competiții naționale. Ce să zic? Adică noi suntem pregătiți. Simpozioane, mi-aș dori din tot sufletul și este o provocare pe care vreau să o fac anul acesta, Catedrei de Matematică. Vreau să începem de nou concursul Cojocaru, concurs de matematică. Cât timp a fost întrerupt el? Da, nu mai știu. Deci în momentul când am preluat, nu mai era... din 2011, de prin 2008, cred că n-a mai fost concursul Cojocaru. Eu așa zic, da, cred că de prin 2008. Și mi-aș dori din tot sufletul, deși nu sunt profesor de matematică, dar
stima care o port și renumele de care s-a bucurat domnul profesor Cojocaru, cred că merită din nou acest concurs și mai ales că am, să zicem, oameni care sigur ne-a sprijinit. Domnul inspector general Stan, pentru că dânsul a înființat concursul ăsta în timpul când era dânsul director, domnul primar care la fel vine matematică, cred că își dorește în tot sufletul și atunci voi avea și sprijinul Consiliului Local cu siguranță pentru finanțarea unui concurs de asemenea natură și bineînțeles Catedra de Matematică. V-am spus, e unul din obiective pe care eu mi l-am notat. Nu cred că până la sfârșitul anului, că azi ni se plângea primarul în conferința de presă că nu a venit nimic la rectificarea de buget. Cred, de unde s-a așteptat ceva, nimic. Am înțeles că totuși ceva pe învățământ s-ar putea să mai vină. Acum, în concluzie, nu știu dacă neapărat ar trebui sume extraordinare și vă spuneam că am sprijinul unor foști absolvenți care sunt la București. Iată și acum vor avea întâlnirea de promoții, domnul Ionaș, că iar ne-a trimis acea invitație de întâlnire la București a foștilor romanvodiști. Din păcate nu o putem onora pentru că avem atâtea activități aici în școală și nu mai reușim să facem față timpului. Este o idee să apelăm la domnul Ionașcu prin toți foștii romanvodiști. Am să vă invit, domnul Ionașcu își dorește să vină, m-a sunat, cred că tot la începutul lui septembrie, cu domnul Bratu și alți foști romanvodiști, vor să doneze bibliotecii câteva cărți cu autograf. Și cu acel prilej vom discuta și problema asta, exact la început de septembrie. S-ar putea de aici să mă găsim prin foști romanvodiști care la rândul lor. Eu vă spuneam, aici ar fi problema legată din nuanță, liceul Sturza Cantacuzino, liceul romanvodă, dar probabil sunt și oameni de bună credință care vor sprijini. Al liceului. Îmi vorbesc de aceste întâlniri de promoție. Discutam cu doamna Jora și spunea că vara aceasta au fost 9 întâlniri de ale acestor... Păi a venit într-o zi la mine exact spre sfârșitul anului și îmi spunea să deschid agenda, să mi le notez, pentru că, într-adevăr, așa cum știți, de fapt, la Roma vote s-au desfășurat și se desfășoară în continuare întâlniri de promoții. Și eu cred că este un lucru unic. Mă uitam la un moment dat, nu știu, cred că într-un ziar județean apărea că a fost o întâlnire de promoție, nu știu, ce promoție la Petru Rare și mi s-a părut o chestie extraordinară. Ori dacă am povestit noi de câte ori avem noi câte o întâlnire și ce oameni de valoare vin și cred că s-ar putea scrie o carte, nu neapărat numai un articol într-un ziar. Dar lor s-a părut extraordinar că s-a realizat întâlnirea aia de promoție. Ei, la noi e un lucru de acum, e o cutumă, nici nu mai știu cum să-i spun. Este un lucru care deja vine ceva natural. La doamnele acestea, deci ele au fost 100 în, vorbeam de ultima promoție de la liceul de fete, au spus că au fost 100, 4 clase au 100 de elevi. Acum s-au adunat 19, dar erau, cum să spun, doamne la 80 de ani, vizibil marcate fizic, vremea, evident că spune cuvântul, dar cu o lumină interioară extraordinară și un entuziasm. Au venit de la Oradia, de la, din toate colțurile țării, Bacău, Suceava, nu știu, erau din vreo 5 localități de acolo și chiar am rămas așa, nu văzuseră muzeul, deci nu știu când au mai fost ele, că le-am drăgut. Au mai fost și, dar chiar își doreau tot timpul să meargă într-o sală, să le dau și le explicam că sălile erau cum erau în corpul B, nu anul trecut, acum 2 ani au fost și știu că le-am dat o sală în B, au vrut acolo să se întâlnească, nu în corpul A și am oferit o sală acolo, că încă nu ne mutasem noi de tot din corpul B. Este sentimentul ăsta de apartenență. Eu îți curioasă și eu să intru înapoi, că dumnealor au intrat și în interior și mi-au spus, știți, nu mai este scara aceea de lemn pe care mi-aminteam și eu că scârția când urcai. Nu, chiar vă invit să mergeți, într-adevăr, este o clădire extraordinară. Eu am spus de la început că arhitectura este deosebită acolo. Iar colegul meu, Florin Moldovanu, chiar a fotografiat câteva săli de clasă, le-a pus pe Facebook și m-au venit comentariile. Erau foști elevi care spuneau, parcă îmi imaginez că sunt deja în corpul B, că iarăși învăț acolo.
Da, sunt lucruri care, într-adevăr, v-am zis, noi, nici noi nu ne așteptam că se vor mai rezolva. Cine, când se face împărțirea asta claselor care merg în A, care rămân în A, care merg în B? Da, e cam știută, pentru că în A vor merge clasele de, așa cum am spus, de real, pentru că avem aceste cabinete și clar că au nevoie de informatică și restul, cu excepția claselor de A noua, că nu în cap, care vor merge în corpul B, iar restul claselor de uman vor fi în B. Așa am gândit-o, să fie un liceu pe partea de uman în corpul B, din coace pe rea. Navetă vor mai exista între... Vor mai exista, că, de exemplu, cei de la... Zile de navetă, ore de navetă... Navetă de la un corp la altul? De la un corp la altul. Da, pentru că, de exemplu, fac biologie, cei de la uman vor trebui să vină în corpul A. Acolo e cabinetul biologie, n-am în corpul B. Vor mai veni. Chimie, la fel, vor veni, că fac chimie. Nu știu, informatică nu fac, dar fac TIC. Iar s-ar putea... Ce înseamnă TIC? Tehnologia informatică și comunicațiilor. Și vin în corpul A, vor mai fi, dar nu atât de multe, pentru că am spus, ei vor rămâne acolo, cei de la real. Cei de la uman, ca o oră pe săptămână pe partea asta, vor mai veni, probabil. Cu vecinii de la Colegiul Național Roma Vodă, cum... Cu LPS-ul. Da, cu LPS-ul, nu cu... Noi am conviețuit bine până acum. De ce să zicem? Vă spuneam mai înainte că de asta vroiam și o matricolă sau eu știu un semn distinctiv, pentru că de multe ori mă mai legam de copiii care nu erau de ai noștri și mă trezeam că erau elevi de la liceu sportiv. Cred că aș fi preferat totuși să avem o curte separată. La un moment dat chiar au fost probleme și știu că am decalat noi pauzele, acum vreo câțiva ani au fost câteva probleme și pauzele erau diferite. De ce e necesar să fie pauze diferite? Ca să nu se intersecteze cei de acolo cu elevii noștri. Cu ocazia asta, spuneam, aveam și noi, într-un fel, îi puteam supraveghea așa cum trebuie. Știam că sunt doar ai noștri, erau în pauză, erau doar ai noștri. Plus că mai apar chestii, eu știu, lucruri din orgolii pornite sau pot să mai apară conflicte. Da, și atunci, cred că ar fi fost mai bine dacă aveam o curte proprie a noastră. Și nu s-a ajuns la violență sau la niște lucruri. Nu pot să spun lucrul ăsta, dar am lucrat foarte bine, am colucrat cu domnul director Sandu și când au mai fost probleme, am ce se aude de la 1 septembrie, cine cred că asta știe domnul inspector general, nu știu ce să vă spun. Om vedea, că am înțeles că săptămâna asta se vor face numirile sau delegările. Da. Vreau să vă întreb de mai multe ori, de câte ori ne-am întâlnit noi, vis-a-vis de dumneavoastră, de corpul. Există acolo o societate, fostul vin alcool. Ei, între această societate vin alcool și primul bloc de acolo în care este arhitecta șefa orașului, există un intrând acolo. Ei, totdeauna eu trec pe acolo spre servici sau spre casă de la servici, totdeauna acolo găsesc grupuri de elevi fumând. Și totdeauna m-am întrebat, domnule, sunt de la Roman Vodă sau de la liceul sportiv? Eu nu dau vina doar pe cei de la sportiv. Eu cred că sunt și de-ai noștri, pentru că la noi regulamentul este foarte clar în interiorul școlii, că nu au voie să fumeze. Dar eu, ca director, nu am niciun fel de autoritate asupra lor în afara școlii. Și atunci, cum mai iese? Că știu că la intrarea din corpul A ați pus să intre pe bază de cartel. Da. Dar elevii pe unde circulă? Nu circulă pe intrarea? Nu, principală. Pe intrarea de la corpul A, doar profesorii atât au cartelă. Elevii au cartelă, dar pentru intrat în laborator în corpul A, pe jos, la subsol. Deci nu au... Bun, și în pauze ei... Pe acolo merg. Pe unde? Pe laterală? Da, pe laterală sau se mai deschide de multe ori poarta și poarta de la Vila Hogaș. Da. Mai ies și pe acolo. Pentru că merg la pachet, nu putem să-i închidem în școală. Nici asta nu se poate face. Dar am spus, n-am autoritate. Eu am încercat, tot așa, când eram în primii mei ani de directorat, ajunsesem să verific de acum și chioșculețele sau prin zonă, până am realizat că la un moment dat chiar n-am autoritatea de a intra pe un spațiu public. Eu ce pot să rezolv, să nu-i prind în timpul orelor, că atunci intervin. Este clar că există un regulament care trebuie respectat, să plece de la ore și să-i găsească, să vină cu lista poliția locală sau... Dar
în pauze, dacă nu sunt școală și nu au, nu sunt probleme în școală, eu nu pot să intervin. De regulă, intervalul acesta e undeva în jurul orei după ora 10. Mi se pare că atunci este și pauza mare. Noi n-am avut, asta m-am zis, anul trecut, 5 minute atât era pauza. Noi n-am avut pauză mare. Din cauza programului. Da, și de asta vă zic. Anul ăsta veți avea pauză da. Mare. Să ne obișnuim că, v-am spus, a fost foarte greu, într-adevăr. Nici nu suna bine de ieșire, că suna iar bun, și deplasare până într-un corp în altul. Da, nu, n-a fost ușor. Dar spuneți-mi, câți profesori de serviciu aveți? Ei sunt repartizați în funcție de orar pe corpul de clădire. Acum îi punem și în funcție, așa cum am zis, de orar, da, de cât au ori la zona respectivă. Atât de mare cum e corpul A, un singur profesor de serviciu este? Un singur profesor, dar nu pe toată ziua. Deci ei sunt repartizat, că de exemplu profesorul respectiv, primul pleacă în D, are oră. El mai poate să răspundă în corpul A. Și atunci vine un alt profesor în funcție, așa cum vă spuneam, de orarul pe care îl avem. Și în funcție de asta există, se realizează o repartiție a profesorilor. A rămas aceeași responsabilitate majoră a profesorului? Este o responsabilitate majoră. Asta este adevărul. Cam răspundem de tot ce se întâmplă, pentru că în momentul în care elevul a venit în școală, trebuie urmărit, ei sunt imprevizibili și atunci este clar că răspundem. Noi, din fericire, nu am avut cazuri care să determine, să spunem, intervenția profesorilor de serviciu. Bun, este și calitatea umană da. A elevilor, deși spuneți că pe parcursul anilor de școală își mai schimbă cât de cât comportamentul. Doamne director, aveți ultimul minut la dispoziție, să ne întoarcem la apelul făcut pentru ajutorarea liceului. Da, eu ce să... E același apel pe care l-am făcut, așa cum am spus, și pe rețelele de socializare. Apelez la toți cei care, nu neapărat sunt roman-vodiș, la toți cei care sunt legați de ceea ce înseamnă roman-vodă, să ne sprijine financiar pentru a putea demara într-o casă nouă, cu mobilier nou, așa cum ne dorim cu toții, și pentru a putea realiza astfel un învățământ eficient. Eu sunt sigură, tot timpul am fost optimistă că acest lucru se va întâmpla, pentru că există oameni cu suflet, așa cum sunteți dumneavoastră și care vă implicați, așa cum menționam și mai înainte, și vom duce lucrurile la bun sfârșit. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și rugămintea mea, stimați telespectatori, ca și jurnalist, dar ca și fost elev atât al Colegiului Național Roman Vodă, cât și a școlii gimnaziale numărul 7, care a funcționat în acest corp de clădire, să dăm o mână de ajutor, pentru că este un proiect de suflet al acestui oraș. O zi bună!